în seara zilei de 15-7 s-a întâmplat un incident la discoteca Cheops, la care am ajuns acolo și din greșeală un fost prieten al meu, am avut un mic incident cu el, dar nu scandal și așa mai departe, la care am fost bătut foarte rău. De... Cum se numește? Păi, după câte am auzit eu că nu cunosc acest individ, este Podină și unul Ninja. Ninja din aeroport. Podină. Mai departe nu mai știu numele acestui individ. Dânsul este bodyguard la acel club? După câte știu eu, dar a lucrat. A lucrat și după câte am auzit eu, a fost dat afară deoarece a făcut un lucru foarte... Nu știu cum să vă explic mai bine, să mă înțelegeți că acest individ nu poți să numești bodyguard. Este un om care este pus să păzească... Care încalcă legea. Exact. A făcut niște lucruri foarte urâte, deoarece mi-a dat câteva sticle de Jack Daniels în cap, mi-a rupt nasul. A voastră era sub influența alcoolului? Băusem puțin, nu băusem mult, recunosc că nu eram băut. Dar nu... Ați provocat scandale? N-am provocat niciun scandal cu nimeni, pentru că nu aveam de ce și eram singur. Singur m-am dus la discotecă, normal, nu m-am dus să mă bat, nu m-am dus să mă cert cu nimeni. De fapt, nu știu acest om ce a avut cu mine, de mi-a dat sticle, scrumere, nu știu ce să zic, pentru că mi-am pierdut cunoștința de două ori, care a fost dintre două persoane care știu, unul îl cheamă Gobel și unul îl cheamă Ceuță, care au venit și au aruncat apă peste mine și m-a trezit din leșin. De două ori am fost leșinat. Ne puteți arăta niște acte doveditoare și dacă aveți niște probe pe cum că dumneavoastră ați fost bătut? Da, cum să nu? Sunt aici, chiar la mine. Vă rugăm să ne le prezentați la cameră. Uitați, ăsta este certificatul medico-legal. Așa. Uitați, ăsta este. 45 de zile. Puțin mai aproape să vedem zilele. Aici scrie 45 de zile. 45 de zile. Și plus mi-a pus viața în pericol, deoarece mi-am pierdut un ochi, nu mai văd bine, din cauza la sticlele care mi-a dat în față. Și la ochiul stâng... Arătați-ne, vă rog frumos, dați japca jos și să vedem la ochi. Toate cicatricele astea care sunt de la ochi, de aici, de la nas și la ochiul, aici, uitați, vedeți, l-am de mere, pahare, nu știu ce au fost acolo pe masă, toate mi le-o spart în cap. Și la mână mi-am avut mâna ruptă. Și aici sunt tăiat, uitați. Ne puteți arăta? Da, uitați, aici așa între degete, dacă se vede bine, am fost tăiat cum m-am apărat de la loviturile lui Podină cu sticlele care mi-au dat în cap și în față. Arătați-ne și nouă unde ați avut mâna ruptă. Degetul. Acest deget l-am avut rupt. Ce ați avut mai exact rupt? Un tendon? De aici, uitați, ăsta de aici. Degetul ăsta, de aici l-am avut rupt. De aici. De aici l-am avut rupt. Deci nici acum nu s-a vindecat, pentru că uitați cât e ăsta și cât e ăsta, uitați-vă la el. Vedeți? Da. Pic deoarece m-am trezit la urgență, pe patul de spital. Deci ca să înțelegem, după ce ați fost bătut, v-ați trezit în camera 8 cu Petrușani. Exact, da. Am ajuns la spital, dar fiind cum, aruncat apă peste mine, mi-am revenit un pic și m-au dus cu mașina. Mai repetați-ne o dată, cine a aruncat apă peste nas să vă trezească? Ceuță Samuel și cu unul Gobel, care a cerut primul ajutor ca să-mi revin din leșin. Păi, nu se poate așa ceva, dar eram singur și Podină cu... Nu știu cu cine mai a dat, că nu știu exact cu cine a fost lângă mine, dar după părerea mea știu că mai a fost un Ninja. Dar nu știu sigur 100%, pentru că au fost, dacă mi-am pierdut cunoștința după sticlele care mi-au dat în față, vă dați seama că nu știam eu cum mi-am revenit. Acum, în continuare, vă este pusă viața în pericol? Da. Nu, câteodată rămân blocat. Adică, descrieți-ne. Rămân blocat pur și simplu și, nu știu, din cauza loviturilor care am primit la nas, la ochi și la ochiul ăsta, înțelegeți? Pentru că nu pot să-mi dau seama. Rugăm să ne prezentați și nouă actele. Da. Așa mai la depărtare. Și o să vii cu el aproape.
Ce înseamnă asta, scrisoarea medicală? Da, scrisoarea medicală care mi s-a dat de la fost pentru ochi. Și mi s-a zis exact că am 0,8 la un ochi din cauza loviturilor cu sticle la ochiul drept. La ochiul stâng. Și pe spate, dacă da, asta este chitanța care am plătit. Ce sumă are? Vă rog să ne arătați și nouă ce sumă are. Aici am plătit, cum se spun, normal consultația, 40 de lei care trebuia să plătesc. Am plătit 40 de lei, aici așa scrie, în fine, am plătit, dar nu e important că... Bun, ce acte mai aveți? Păi am toate de la începutul la acestei scandale. La poliție ați fost chemat la declarație? Da, am fost chiar alaltăier. Bun, și ce v-au spus cei de la poliție? De la poliție mi s-a zis... Exact, o să cerceteze acest caz. I-am explicat foarte frumos ce s-a întâmplat și sperăm poliția să-și facă dreptate, adică să facă dreptate. Pentru că aveți încredere în poliția română? Să vă spun cinstit, și da și nu. Sau mai concret, IPJ Hunedoara v-a dezamăgit vreodată? Normal. Nu sunt corecți cu toții. Sunt, unii sunt corecți, unii nu sunt. Deci, ca să înțelegem, nu toți polițiștii își fac datoria. Normal. Așa este. Da. Cine mai puteți spune? Cine mai puteți prezenta? Atâta rugămintea oricum să facă dreptate, deoarece acest om, nu știu, nu l-am cunoscut, nu l-am văzut în viața mea, din senin a venit, mi-a dat cu sticlele în față, m-a lăsat cu un ochi aproape orb, aici pierd simțul la ochi, mi se zbate ochiul. Acum mi-asta va trebui să fiți operat. Exact, da. Și aveți banii ca să vă operați? Dacă aveam, vă dați-mă că la ora că eram în sala de operație. Să vă spun și de ce. Pentru că costă un pic de bani. Și mi-a pus viața în pericol. Cum se vede și după hârtiile care mi s-a dat și se spune că mi s-a pus viața în pericol din partea lui Podi. Să se ia măsuri și să nu zică că l-are toată dicotul la mână. Stați-mă puțin, stați-mă un pic. Ați făcut o afirmație gravă. Da. Podină, are dicotul la mână? Păi după părerea mea, da. Și au zis că lui nu are ce să-i facă nimeni, că... Are procurori din dicot care îl susțin? Exact, așa am auzit, nu pot să confirm 100%, dar din... Deci ce ne spuneți dumneavoastră nouă că domnul Podină are dicotul la mână, asta înseamnă că anumiți procurori din dicot îl susțin. Și dumneavoastră ne spuneți că știți 100% sau ne spuneți pe surse? Nu, din auzite. Nu pot să spun 100%, că dacă vin cu 100% trebuie să vin cu probe. Dar probe... Da, pentru că pe baza acestui material ce ne spuneți dumneavoastră, vă dați seama că se va sesiza și DICOT-ul. Este normal. Eu conștient să-și facă dreptate exact cum trebuie făcută și în primul rând vă spun un singur lucru. Acest om, am auzit că e și boxior, are 15 ani de box. Nu-mi părea rău, dacă îmi dădeau un pic câte am auzit, două persoane care au dat mai tare. Restul... Bun, și până la urmă, dacă dumneavoastră ați fost într-un club și v-ați distrat sau v-ați îmbătat, era normal ca să vi se dea cu sticlele în cap, nu se putea până la urmă să vi se dea o palmă sau un pom și rămâneați prieteni? Dar nici aia. În primul rând, dacă greșeam cu ceva, trebuia să mă scoate frumos afară, să mă trimit acasă. Nu? Deci, ca să înțelegem, domnul Podină... Da, din câte am auzit, da, pentru că... Vă dați seama, un om de ordine știu că este pus, dacă din casă se întâmplă ceva, să scoate, dacă s-a îmbătat, dacă greșit cu ceva. Normal este, dacă dumneavoastră greșiți, vă luați de o persoană sau sunteți biat, normal ar trebui să vă scoată afară. Exact. Să vă cheme un taxi, să vă duceți acasă, nici de cum să vă ia la bătaie. Exact. Mi-au dat primul ajutor și după aceea am zis mă frumos să mă lăsați să plec. Ne puteți spune, am înțeles că ați fost să vă scoateți un certificat medico-legal de la Petroșan. Ce s-a întâmplat acolo? Mai bine am renunțat la aici, pentru deoarece, fiind afirmațiile care am făcut Podină, vă dați seama că m-am gândit că e mai bine să mă duc să scot de la Târgu Mureș, pentru că este corect. Și acum ulterior care mi s-a dat la Petroșan, că mi-a pus viața în pericol, că un ochi nu mai văd bine și unul îmi trepidează tot timpul și rămân așa blocat, asta mi s-a dat de la Petroșan de aici, de la spital. După ce s-a întâmplat această nenorocire, ați fost căutat cumva de Podină? Nu. Atâta m-am întâlnit cu el și zic că îi pare rău,
că l-am fi tăiat. Dar i-am zis, eu nu te-am tăiat cu absolut nimic. S-a tăiat în sticlele care mi-au dat în față, cum le-a luat de pe masă, a zis și oamenii care au văzut și au fost acolo, pentru că eu nu eram în armat, n-aveam nimic. Pentru că pe mine m-a scos leșinat de acolo și dacă aveam ceva să tai, atunci trebuia să apară undeva pe jos sau nu știu ce. Acest individ s-a tăiat singur în sticle care mi-a dat în cap, că s-a pronunțat față de oameni acolo, că cum, când prindea paharele și sticlele îmi dădea în față, atunci s-a tăiat în mână. Și l-a mai tăiat și pe Cosmin Alexa, care s-a băgat de fapt să nu mai dea mine. Și acest lucru ca mine. Da, da. Vă rog să le transmiteți ceva autorităților, dacă aveți ceva să le transmiteți. Eu atât vreau să zic, vă rog frumos să faceți dreptate, deoarece nu este corect. Și vă spun, nu-mi părea rău, dacă îmi dădea 2-3 pumni, nu era nicio problemă, dar m-am rălucit pe viață. Semn pe toată viața mea, ochiul ăsta trebuie operat, ochiul ăsta nu mai văd bine pentru, din cauza sticlelor care mi-a dat în față, nu mai văd bine și întrepidează ochiul și rămân blocat, pur și simplu. Bine, în actele dumneavoastră scrie că vi s-a pus viața în pericol. De ce credeți dumneavoastră că n-au fost reținuți? Exact, ce v-am zis adineaori.